al lui Dumnezeu care singur este înțelept. Să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Întotdeauna la început este corect să binecuvântăm pe Domnul. În cer este slăvit în permanență, să-L binecuvântăm și aici de pe pământ. Și tot de la început doresc binecuvântarea Domnului pentru toți cei prezenți. Fiți binecuvântați de Domnul. Atunci când am convenit asupra temei, m-am rugat și am primit un îndemn să pornim în discuția, în dezbaterea aceasta de la textul din 2 Corinteni, capitolul 6, și m-aș bucura să folosiți scripturile împreună cu mine. Citim versetele 14 până la 7 cu 1. Deci 2 Corinteni 6 cu 14 până la 7 cu 1. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură a cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și îmi voi fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin. În contextul celor citite și de altfel la întregii scripturi și a realității spirituale, noi putem să fim temple sfinte între temple păgâne sau, altfel spus, avem de ales. Să fim un templu sacru sau un templu profan. Aș vrea în prima parte să observăm în câteva idei realitatea spirituală a Universului. Oarecum să știm pe ce lume trăim. Îmi amintesc când spuneau bunicii că mai de mult, când oamenii nu circulau mult și nu exista imaginea televizată ca să vadă și alte meleaguri și școală se făcea mai puțin, că un copil sau un adolescent ce locuia pe o vale, la un moment dat a ieșit pe un deal mai înalt și s-a uitat, era o zi senină, vizibilitate bună și a zis, dar mare e lumea! Ei, acum noi știm cât este lumea, fizic vorbind, deși are încă taine. Am început să explorăm cât de cât universul, dar asta în partea fizică și are taine mai mari. Dar aș vrea să privim potrivit Scripturii la realitatea complexă și completă a Universului. În primul rând, să înțelegem că există două lumi, atât în Univers cât și pe acest pământ. Spunea Domnul Iisus Hristos, adresându-se în rugăciune Tatălui, citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 17, de la versetul 11. Eu nu sunt în lume, dar ei sunt în lume. Eu vin la tine, Sfinte Tată. Când eram și eu cu ei în lume, îi păzeam. Versetul 16. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Versetul 18. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Limbajul nostru românesc ne-ar încurca aici, dacă n-am cunoaște la ce se referă.
Pe de o parte, lumea înseamnă lumea fizică și pe de altă parte înseamnă sistemul acestei lumi. Noi aparținem lumii fizice și avem dreptul că Dumnezeu a creat-o și ne-a așezat aici. Dar nu aparținem sistemul acestei lumi care l-a instaurat diavolul. Și în textul nostru, pentru că de aici vreau să plecăm cu toate aceste adevăruri, este scris că sunt diferențe foarte evidente. Lumină, întuneric, Hristos, Belial. Amintiți-vă că spunea Domnul, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar totuși noi conviețuim cu oamenii care sunt, pe de o parte fizic, așa ca noi, din lumea aceasta și spiritual aparțin întru totul acestei lumi, pe când noi nu aparținem acestei lume. Dar să explic puțin la ce mă refer, nu că n-aș ști, dar să avem peisajul complet. Există o lume a luminii, o împărăție, un univers al luminii și o lume a întunericului. Spunea Apostolul Pavel, citesc din Coloseni, din capitolul 1, nu uitați, vorbesc despre realitatea spirituală a Universului. Coloseni 1, versetul 12. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Un alt text, 1 Timotei, capitolul 6, ne-l prezintă pe Dumnezeu în versetul 16 astfel. Singurul care are nemurirea ca locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Sau 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. Vestea pe care am văzut de la ele și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină. Acum Și să în vedem? el nu Acum. este întuneric. Nu știu niciodată. Diavolul, în schimb, este prezentat în Efeseni, Cum faci capitolul captură? 2, cu întreg Am sistemul două său. lateral, deci. Asta? Da. Hai, mă. Efeseni, capitolul 2, citesc Hai, versetul 2. În care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Ba mai mult, citim în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4 la 6, pentru a observa că lumina înseamnă cunoaștere, înseamnă comunicare sinceră, profundă, așa cum în plan fizic, dacă avem lumina de la soare, vedem clar, e căldură, poți să ai comuniune cu adevărat, dar în întuneric este frig, este mai rece decât la lumină, nu vezi, falsul are trecere, ignoranța este la ea acasă, necredincioșia poate să opereze. Citez. 2 Corinteni 4, de la 4 la 6. Despre oamenii a căror minte necrincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă, strălucind lumina Evangheliei seara lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne provdim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus, noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric și ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Așadar, tot ceea ce ne vine nouă de la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos înseamnă lumină. Tot ceea ce a înghebat diavolul în lumea aceasta este întuneric. Vreau să mai observăm, tot privind la realitatea spirituală a Universului, că ceea ce acum este împărăția întunericului, ceea ce acum este lumea,
Scriptura o numește lumea de acum, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 31. Ea datează de 6.000 de ani, dar pentru noi ca oameni înseamnă maxim 100 de ani în realitatea actuală. Lumea luminii sau împărăția luminii, așa cum este numită în Evrei la capitolul 2, versetul 5, este lumea viitoare, ceea ce înseamnă nu doar aici, nu doar acum. Și despre Dima este scris că l-a părăsit pe Domnul și pe Pavel pentru lumea de acum. Sau altfel spus, este gloria de aici și atâta tot, o glorie a întunericului. Și există o glorie a luminii care este eternă. După cum spunea și profetul Isaia, întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământ. Mi-aduc aminte și de versurile unei poezii a fratelui Petru Cârdei, care începe așa. Există în lume o rețea legată de o zină mare, dar merge paralel cu ea o altă linie de rețea la care nu-s nici felinare. Există o sursă de lumină, un proiector de sus în jos, cu numele Iisus Hristos, dar peste un gol, după o cortină, s-a instalat altă uzină, care cu noaptea se îmbină și împarte un întuneric gros. Sublinea spre confirmare, aici e vorba de Hristos și Duhul lumii acesteia. Și un ultim aspect care vreau să-l precizez referitor la lumea aceasta și la lumea viitoare, e că în această lume diavolul nu este mulțumit și se va vedea asta în final, de acum, într-un mod tot mai accentuat, ca noi să fim doar niște simpatizanți ai săi. Diavolul vrea închinători, el are tron. Dumnezeu, la rândul lui, nu acceptă doar simpatizanți, vrea închinători. Sau dacă vreți mai mult, cum spune textul nostru, fii și fiice. Și diavolul vrea să joace același rol de rege și de tătuc. Aș vrea să înțelegeți, dragii mei, așa cum spune textul de astăzi, citez versetul 16, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul poporului său aici și pentru eternitate, ceea ce înseamnă o relație apropiată, directă, dar și diavolul își dorește aceasta. Și cum vă spuneam că în ultima generație, diavolul, datorită puterilor lărgite care le va avea, că scrie în Apocalipsa 9 că îi se alătură demon dintre cei arestați, ceea ce înseamnă că îi sporesc efectivele, citeți din Apocalipsa 13, scrie că Balaurul a dat puterea lui scaun de domnie și o stăpânire mare fiarei. Dar apoi scrie în versetul 4 că oamenii au început să se închine Balaurului. Vă amintiți că în timpul ispitirii Domnului Iisus, diavolul a venit mai întâi cu o propunere care părea în avantajul Domnului. Era o nevoie imediată, pâinea. Apoi a venit cu o propunere în care i-a oferit tot ce are, abuziv până una alta, lumea întreagă. Dar în final știți ce a cerut? Să îi se închine. Ori Domnul Iisus tocmai asta a replicat și a spus categoric, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Deci în concluzie, care este realitatea universului în care trăim? Atât Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat, cât și diavolul, ca Dumnezeu fals, că lucrează în întuneric, pretind închinare, afiliere totală, apartenență eternă. Și așa va fi în final. Nu există a treia variantă.
Domnul Iisus Hristos spunea, citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 6, ceea ce este bine să știm cât mai timpuriu în viață și cât mai categoric. Matei 6, versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și de asemenea se poate afirma, se subînțelege, că nimeni nu poate să slujească nici lui Dumnezeu, să nu slujească nici lui Dumnezeu, nici Mamonei. Un templu vei fi. Ce înseamnă templu? Un loc al prezenței spirituale. Al prezenței luminii sau al prezenței întunericului. De aceea am folosit în titlu denumirea de templu. Vei fi un templu sacru sau un templu profan. Aș vrea să trecem la partea a doua a discuției noastre, că doar aceste două părți mi le-am propus să le discutăm. Sfaturi pentru o alegere corectă, pentru a ști a cui templu vei fi sau ce fel de templu vei fi. În primul rând, e oarecum o recapitulare a ceea ce am spus până aici. Conștientizează realitatea spirituală exclusivă în care te afli. Ori. Și textul nostru pe care vi-l recitesc în prima parte, tocmai asta scoate în evidență că nu există nici o relație într-o lume și cealaltă. N-au reprezentanțe, n-au ambasadă, n-au nicio colaborare. 2 Corinteni 6 cu 14. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Când vine una, pleacă cealaltă. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ore dimineață și fuge întuneric, ore seară și pleacă lumina. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Ce legătură are, și asta ne implică, cel credincios cu cel necredincios? În baza enumerărilor anterioare, putem spune, nicio legătură. Oare înțelegem aceasta? Ce vrea Domnul și respectiv ce vrea diavolul? E ceea ce scrie în Iacov la capitolul 4, versetul 4. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Repet, ori. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Sau, aș adăuga un verset din cartea Proverbele, spunea Solomon la capitolul 29, versetul 27, omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți. Deci un om din lume care aparține diavolului, dacă ar veni aici să se dea în spectacol, ne-ar fi scârbă, ca să păstrez expresia din text. Dar și cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi, dacă s-ar prezenta un om evlavios între progresiștii acestei lumi, s-ar simți puțin spus jenați. Deci, conștientizează realitatea exclusivă din lumea în care trăiești. Un al doilea sfat. Cunoaște apartenența celor cu care relaționezi. Identifică pe cei din jur, cărei lumi aparțin. Sunt fii ai lui Dumnezeu? Fiice ale lui? Sau cum spunea Domnul Iisus Hristos celor la care își revendica o paternitate nobilă? Scrie la Ioan capitolul 8, au zis, noi avem de tată pe Avram. Și Domnul a zis, nu semănați cu Avram. Apoi au recurs la cea mai mare vorbă ce puteau să o spună. Avem un singur tată pe Dumnezeu. Domnul le spune la fel de categoric, cum spune eu în această lecție, versetul 44, voi aveți de tată pe diavolul. Alți vecini nu sunt decât astea două case.
Și trebuie să știm fiecare de ce casa aparține, cărei lumi, cărei împărății, luminii sau întunericului. Ei, vor fi unii în tranzit, în cercetare, în frământare, dar se îndreaptă într-o direcție sau cealaltă. Spune Scriptura aici, în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Ei vor fi poporul meu. Te poate recunoaște Dumnezeu, că noi ne putem înșela. Evreii spuneau templul Domnului, dar el plecase din templu. Foarte important sfatul acesta. Să poți să identifici corect apartenența fiecăruia. Nu îți trebuie pentru asta darul deosebirii duhurilor. Trebuie doar să fii în lumină. Că de la lumină se vede, îți dai seama. Duhul lui Dumnezeu, spune Scriptura în Ioan 2:20-27, că ne învață toate lucrurile. Asta nu înseamnă că vom fi atot cunoscători ca Dumnezeu, dar că vom putea descifra realitatea acestei lumi. Ni se va uni Duhul cu o anumită persoană? Când discutăm, suntem în ale Evangheliei sau nu putem să relaționăm? Mă refer în plan spiritual, că în rest Scriptura spune foarte clar, suntem colegi de muncă, de școală, vecini, nu ieșim din lume. Noi vorbim acum de o realitate spirituală. Mi-amintesc că odată un slujitor a dat o hotărâre prin care o tânără a fost scoasă din drepturi. Și ne vine mama și spune, frate, de ce ați dat-o afară? Deși ea nu fusese dată afară din biserică, dar a fost restricționată de la slujire și i s-a recomandat să nu ia cina Domnului. Și fratele a avut o inspirație și i-a zis, eu n-am dat-o afară. Ea era afară, că altfel nu putea să aibă legătură cu cineva de afară dacă ea era înăuntru și eu am dat doar un act ca să conștientizeze unde este. Dumnezeu să ne dea lumină, pentru că spune Scriptura în aceeași epistolă, 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 15, voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în lumină. Pe voi înși cercetați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Un al treilea sfat, oarecum este legat de acest al doilea. Refuză orice relaționare spirituală cu persoanele care îți afectează identitatea. Scriptura spune la Psalmul 119, am intrat deja în sfera sfaturilor concrete care cred că erau vizate prin această temă, 119:63, sunt prieten cu tot ce sistem de tine. Și e un vers repetitiv, și cu cei ce păzesc poruncile tale. În virtutea sfatului numărul 1, că lumile sunt exclusive, și a sfatului numărul 2, că noi trebuie să identificăm realitatea spirituală a fiecăruia dintre cei cu care relaționăm, se plasează sfatul acesta al treilea, refuză o prietenie atât de grup și cu atât mai mult o prietenie de ordin premarital cu vreo persoană care aparține celeilalte lumi. Te exclude Dumnezeu automat. De aceea Dumnezeu a spus evreilor într-un mod foarte categoric când au ajuns în Canaan, pentru că oarecum situația evreilor sau a noastră, mai corect spus, că ei au fost întâi, se aseamănă cu al lor, au ajuns printre fel și fel de popoare, cum suntem acum datorită globalizării, având în jur toate neamurile de oameni și toate religiile și confesiunile.
Judecător, capitolul 3. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta poruncile pe care le-au dat părinților lor prin Moise. Dar au locuit în mijlocul lor, până aici ar fi fost normal, până la exterminarea lor. Au luat de neveste pe fetele lor, au dat de neveste pe fetele lor și au slujit Dumnezeilor lor. Prietenia și cu atât mai mult căsătoria te face să-ți compromiți apartenența spirituală. N-a pățit așa Solomon? Care-i mai deștept ca el să se tragă în degete cu cel mai mare savant al lumii? N-a pățit așa Samson? Care-i mai puternic decât el? Prieteniile cu filistenii, relațiile lui Solomon cu acele femei, din iubire, din considerente politice, economice și așa mai departe. Nu pe aceeași filieră s-a pierdut Esau? Ba da. Și observ că generație după generație biserica și familiile plătesc mare tribut lumii acesteia prin pierderea multor adolescenți și tineri tocmai pentru că intră în relații care implică legături spirituale și nu mai permit relația care au avut-o cu Domnul sau poate unii nici n-aveau, de aceea au ajuns în această situație. Aș putea să introduc în discuție și o fac pe Daniel și cei trei. Pentru ca să nu creadă cineva, frate, nu pot să nu relaționez pentru că avem implicări, colegialitate, servicii. N-are niciunul dintre cei ce e cu noi în această seară serviciu mai înalt decât Daniel. A ajuns încă din anii studenției, sau hai să spunem că era la masterul, la doctorat, să fie deja cadru didactic, să fie în colegiul de conducere. Dar noi găsim la nicio distracție împreună cu ceilalți, nu întâlnim în nicio relație împreună cu ceilalți. Deranja asta. Să ne amintim de cei trei în Valea Dura. Au fost foarte categorici. S-au achitat de sarcine serviciu fără reproșuri. Asta după 10 de ani de activitate. Dar așa ca patriarhii descriși în Cartea Geneza au rămas ca străini și au păstrat identitatea separată. De aceea spunea Avram, nu cumva să iei pentru Isaac o nevastă de aici. Și îmi pare rău să constat, de exemplu, când e vorba de fretenii pe rețele de socializare, că lumea virtuală termină pe mulți. Dacă i-ai întrebat prietenii aceștia, sunt prieteni și cu Dumnezeu? Eu nu sunt habotnic, admit că trebuie să aibă cineva Facebook. Dar prietenii aceia, am ajuns la convingerea că prietenii ne făuresc viitorul. Iar cât privește căsătoria, e ca la matematică, plus cu minus dă minus. Orice relație cu un partener ce aparține celeilalte lumi, te duce în cealaltă lume, pentru că Dumnezeu este gelos. E drept că nu dintr-o dată renunță Dumnezeu la noi, dar nici mult nu ne permite să cochetăm cu lumea. Oare înțelegem asta? Un al patrulea sfat legat de ce acestea trei, renunță la tot ceea ce este profan. Adică la tot ceea ce a inventat diavolul. Citesc 1 Ioan capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea. Cred că mă știți că sunt un dușman, în sensul că își condamn sportul, nu mișcarea fizică, asta e sănătoasă. Mai sănătoasă ar fi munca. Condamn tot ceea ce ține de lumea aceasta, repet, tot ceea ce n-a inventat, n-a sugerat Dumnezeu. Și să nu spună cineva că au fost lucruri, mă refer la plăceri, care au fost născocite de oameni
fără ca izvorul să fie de la Dumnezeu sau de la diavol. Nu există. Omul nu are sursă proprie, omul este creat să fie dependent. Omul este sărac. Noi tot ce avem, avem ori de la lumină, ori de la întuneric. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, iată profanul. Dacă iubește cineva lumea, iată exclusivismul. Dragostea tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești. Mâncări, îmbuibări, distracții. Știți de asemenea că sunt un dușman al zilor onomastice și a sărbării zilor de naștere. Și poate că o să-mi fac vreme să vă explic că altfel așa, dacă spun pe scurt, nu înțelegeți. Dar frate, ce e rău să ne adunăm, să servim ceva? Nu asta e problema. Puteți servi de câte ori vreți. E ceva legat de lumea spirituală, dar poate că revin apoi. Pofta ochilor. Când mai mult, dacă nu acum, când am trecut în postmodernism, dacă trecerea în societatea modernă a fost cu ocazia apariției tiparului și apoi a revoluției industriale, trecerea în lumea postmodernă a fost dată de imaginea televizată. Când mai mult pofta ochilor, dacă nu acum? Când mai mult, dacă nu acum, cum spune romanul, că s-au închinat făpturi în locul făcătorului. Oamenii se închină la imagini, sunt atrași, filmele, toate lucrurile acestea. Nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și cum spuneam, de lumea de acum și de lumea viitoare, apostolul notează și lumea și pofta ei, adică ceea ce atrage, vorba cuiva, nu știu cum se face, că tot ce ne place e ba imoral, ba ilegal, ba nesănătos. Dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Vă citesc alt text, Iacov 1:27. Religiunea curată și neîntinată, între altele, înseamnă să ne păzim neîntinați de lume. Să știe lumea la ce participăm și la ce nu participăm. Ce acceptăm și ce nu acceptăm. Pentru că unii vă vor înșela, știți că scrie de cuvântări înșelătoare și vor fi înșelați mulți. Și tinerii sunt cei mai predispuși. Spunând că toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Sunt îngăduite cele care nu sunt păcat în sine. Acolo e vorba de un orar de închinare, de consumul unor alimente. Dar iată ce vă citesc din Efeseni 5, de la versetul 9, că roada luminii, hai de la 8 ca să înțelegeți mai bine, cele două lumi, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, este datoria noastră. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare în tuneric, cu bancă mai degrabă osândiți-le, cum fac eu acum. Că ce rușine numai să spunem ce fac ei nascuți. Da, da, acum nu mai este rușine, că e o lume fără rușine. De aceea acum nu e rușine, chiar în lume, în societatea de aici, era rușine mare cu ani și ani în urmă. Versul 13. Toate sunt în tonul luminii și în tunericul cu care vorbim, dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina, care, cum vine la lumină, identifică toate mizeriile și le îndepărtează. De aceea zice, deșteapte tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Doamne, ajută! Și un ultim sfat, ca să avem timp apoi pentru discuții mai analitice. Dacă ai înțeles exclusivismul celor două lumi, dacă ai reușit să identifici pe fiecare om ce fel de templu este, sacru sau profan, curat sau necurat, dacă te-ai hotărât să rupi relațiile de ordin spiritual, prietenie și cu potențialitate de căsătorie cu cei ce aparțin altei lumi, și dacă te-ai dezis de tot ceea ce aparține lumii acesteia pieritoare, un singur sfat mai rămâne. Să
rămâi alipit de Domnul toată viața. La noi, în Apuseni, era un bătrân, un om inteligent, la 90 de ani putea discuta cu el ce vrei. Fratele Tipei spunea craiul munților. Și avea dumnealui o vorbă. Două lucruri n-am știut, zicea el. Că bătrânețea e așa de grea și că pocăința se poate pierde așa de repede. A văzut în cursul la câtorva decenii ce se întâmplă. Îi scria Apostolul Pavel lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 14, în contextul zilelor din urmă, a iubirilor de plăceri, când se încearcă un tandem între lumea lui Dumnezeu și lumea întunericului. Și uneori nu mi-aș dori să fie așa, dar așa este. Când te uiți la slujbă și vezi ce frumos cântă, dar apoi când intri la confesiune, când ajungi să-și descarce sufletul, te întreb, da, tânărul sau tânăra aceasta, sau uneori familistul, bărbatul sau femeia aceasta, în ce lume trăiești? Că la adunare pare că aparține luminii. Dar cum spunea Domnul, pe dinăuntru e ca mormântul. E al morții, al întunericului. Deci 2 Timotei 3 cu 4. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. De care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Și Scriptura este norma și lumina care ne vine nouă în a ști ce să facem și cum să identificăm lucrurile. Ultimul verset din textul citit prezintă același adevăr. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune, cum? Având în vedere relațiile și lucrurile lumii, îndepărtând tot ceea ce e viciat, corupt. Atât la nivel de minte, de duc în scrieș, cât și la nivel de trup, de carne. Și ultimul sfat. Și să ne ducem sfințirea până la capăt. Mare har. În frică de Dumnezeu, ne încercând să-i testăm gelozia și să ne înșelăm crezând că putem să coabităm oarecum. Nu se poate, acceptând și de la diavol. V-aș da un sfat ca temă pentru acasă. Psalmul 119. Să vedeți cât de categoric este ceea ce scrie acolo. Citiți-l voi așa, în tihnă. Eu închei spunându-vă că apartenența asta la Dumnezeu, versetul care l-am citit, eu voi locui în mijlocul lor, ei vor fi Dumnezeu lor și voi poporul meu. Știți când se va împlini? 100%. În rai vom fi la modul cel mai real împreună cu Dumnezeu, scrie Apocalipsa 21, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și știți când se va vedea 100% cine a fost cu diavolul? În iad. Scrie în Matei 25, duceți-vă în focul cel veșnic pregătit diavolului. Deci pentru toată veșnicia fiecare va ști cine a fost tată, cărei lumi a aparținut. Dacă ai aparținut împărăției luminii, vei trăi în intimitatea lui Dumnezeu. Dacă ai aparținut împărăției lumii acesteia, ai cochetat cu diavolul, vei fi trimis cu el să împărtășești soarta. E dur ce spun. Dar asta e realitatea eternă. Fără a mai fi vreun drept de schimbare, așa cum prezintă în Domnul în pilda cu bogatul și Lazar. Acum se decide soarta. Eu v-am dat câteva sfaturi în a ști să alegeți împărăția luminii și să fugiți de întuneric. Să nu vă fie păstrată, cum scrie, vă amintiți unde? Negura întunericului pe vecie. Fie ca să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. Amin.